O fermă de familie, undeva la vreo 700 de hectare, membru în Asociația CCPT Iași Grânarii. Mă ocup de licitații, organizarea lor și implicit de obținerea unor prețuri bune pentru colegii mei fermieri. Ce culturi aveți? Cultura mare, oleaginoase, rapiță floarea soarelui, porumbul, bineînțeles, e regele, orz grâu. Un an dificil, cum e la dumneavoastră? Un an foarte greu, dacă pe culturile din toamnă am avut șansa să mai primim ceva precipitații în iarnă și nu a fost calamitat 100% cum este în sudul țării. În schimb, acum arșița pe culturile de primăvară și-a spus cuvântul. Noi, dacă lucrăm de dintotdeauna de 20-30 de ani în domeniu, cam la 5 ani știm că există și un an din ăsta. Adică la 5 ani, un an, trebuie să vii cu bani de acasă. Provocare, seceta arată maestria inginerului. Deci când ai precipitații, multe greșeli îți sunt iertate. Dar în contextul de anul ăsta, orice greșeală, orice premergătoare, orice substanță ne la locul ei, orice stres pentru plantă se vede în producție și implicit în profit. Când trageți linie, cum va fi anul ăsta? Noi, știți, avem o vorbă așa mai fit, când scutur palmele una de alta, să sperăm că o să ieșim pe zero. Deci e un lucru bun.